Subiectul pe care l-am pregătit, l-am intitulat Ce a scris Pavel lui Timotei în ultima scrisoare. Pavel i-a scris lui Timotei două scrisori. În cea de-a doua dintre ele, în capitolul 4, în versetele de la 6 la 8, el spune: Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Se referă la moartea fizică. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihăniei pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui. Cele două scrisori, epistole, scrise de Apostolul Pavel către ucenicul său Timotei, se constituie într-o lecție de viață și de slujire pentru noi, punând în evidență lucrurile care au valoare la sfârșitul vieții. Apostolul Pavel a fost un om proeminent, s-a născut în Tars, în Tarsul Ciliciei, în Asia Mică, într-o familie de farisei cu o bună stare materială, ulterior au devenit cetățeni romani. După convertirea miraculoasă pe care a experimentat-o pe drumul spre Damasc, mergând spre Siria cu intenția să anihileze mișcarea creștină în Filipat acolo, Pavel devine apostolul neamurilor și unul dintre cei mai proeminenți autori ai Noului Testament. El este mai bine cunoscut decât ceilalți apostoli, deoarece cartea Faptele Apostolilor, scrisă de ucenicul Luca, și cele 14 scrisori scrise de sine însuși, ne oferă informații profunde despre persoana, viața și activitatea sa, dar este folosit de Dumnezeu pentru ca să scrie cea mai autentică teologie din Noul Testament. Din scrierile sale înțelegem faptul că a fost un om inteligent, activ, plin de energie, curaj și inițiativă, un teolog profund și un pastor cu mult spirit practic. De partea cealaltă, Timotei, destinatarul scrisorii pe care o adresează Pavel, a fost unul dintre ucenicii săi preferați. Alături de Tit și de alt tineri bărbați, Timotei a îndeplinit unele dintre cele mai dificile misiuni întemeiate în bisericile lui Dumnezeu dintre neamuri. Despre el știm că a fost născut într-o căsătorie mixtă, un tată grec și o mamă evreică, fapt care s-a constituit într-o piedică în lucrarea sa de slujire, alături de timiditatea lui născută și de sensibilitatea stărului de sănătate. Încă din copilărie, Biblia ne remarcă faptul că a fost influențat de mama lui Eunice și de bunica sa Lois. El s-a convertit cu prilejul primei vizite a lui Pavel la Listra. Când Pavel a venit pentru a doua oară în orașul lui Timotei, l-a luat pe acest tânăr bărbat cu el, l-a circumcis din pricina iudeilor, l-a ordinat în lucrarea creștină și el devine colaboratorul și însoțitorul apostolului în călătoriile sale prin Troa, Berea, Tesalonic, Corinteni și așa mai departe. În timpul celei de-a treia călătorii misionare, Timotei lucrează împreună cu Pavel și este trimis ca reprezentant al apostolului în Efes, în Macedonia și Corint. Timotei a stat cu Pavel în timpul primei detenții la Roma și s-a întors împreună cu apostolul la Filipi. Mai târziu, Pavel îl lasă în Efes pentru a supraveghea lucrarea de acolo. Dar când este închis, Pavel îl roagă pe Timotei să vină la Roma și să îl ajute. Textul din Evrei, capitolul 13, ne spune că Timotei însuși a călcat pe urmele apostolului, gustând din viața amară a persecuției în închisoare. Epistolele pastorale sunt o expresie a grijii apostolului pentru biserici, pentru ucenici și pentru toți cei pe care i-a promovat în lucrarea creștină. Deși Pavel era acum bătrân, obosit și bolnav, apostolul simte că se apropie clipa plecării sale și în jurul anilor, cel mai probabil 66, spre sfârșitul domniei împăratului roman Nero, el scrie cea de-a doua scrisoare către Timotei, care a fost un fel de cântec de lebădă. Există o diferență clară între temele celor două epistole către Timotei. Prima vorbește despre rânduiala divină în adunarea credincioșilor, iar cea de-a doua descrie drumul celor credincioși într-un timp de confuzie și de îndepărtare de la adevărul Scripturii. Apostolul este întristat din cauza unora care s-au abătut de la adevăr. În acest context, Pavel îi dă lui Timotei mai multe sfaturi în legătură cu viața și slujirea lui. Scopul meu cu adresarea, cu vorbirea, cu discursul, cu predica aceasta, este ca să pun în evidență ce poate să scrie unul dintre cei mai celebri creștini, apostolul Pavel, când pe patul morții fiind, îi se adresează unui slujitor mai tânăr.
ce i-a scris lui Pavel, ce i-a scris Pavel lui Timotei în ultima scrisoare. Printre altele a scris, păstrează activ darul lui Dumnezeu în viața ta. Nu doar păstrează darul, nu pasiv, păstrează activ darul lui Dumnezeu în viața ta. Să nu-ți fie frică de oameni și să nu-ți fie rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos. Păstrează adevărul, cunoaște adevărul și apără adevărul. Dezvoltă-ți caracterul și fă ucenici, ajută-i să se maturizeze. Acceptă suferința atunci când nu poți evita și acceptă persecuția pentru credința ta în Iisus. Conduc cu autoritate, interpretează corect Scriptura și predică cu pasiune. Ferește-te de vorbăriile goale care îți murdăresc conștiința. Păstrează-te un vas de cinste curat, detașat de păcat și folositor pentru onoarea lui Dumnezeu. Fugi de poftele tinereții și concentrează-te asupra dreptății credinței și dragostei frățești. Nu intra în dispută cu filozofii, nu te concentra pe filozofie, ci dimpotrivă, nu fi certăreț, fi înțelept și echilibrat. Învață-i pe oamenii care au alte păreri, însă în același timp respectă-i până când ei acceptă ceea ce tu crezi. Fii blând și răbdător cu ei chiar atunci când ești nedreptățit. Predică cuvântul și studiază-l tot timpul. Mustră, ceartă și îndeamnă, dar cu blândețe și cu multă competență. Cunoaște prioritățile vieții, acceptă dificultățile și fă lucrul nou al lui Dumnezeu. Deși era în închisoare, Pavel îi scrie această scrisoare, era profetic, iar în ultimul pastoral. Aș vrea să le luăm puțin pe rând și să le dezvolt foarte puțin. Atunci când vorbim de capitolul 1, apostolul Pavel intră în rolul de păstor. Și în această atitudine pastorală, el se adresează lui Timotei și pentru că îl cunoștea, el identifică și îl cheamă să corecteze 5 dintre slăbiciunile caracterului pe care le avea și pe care Pavel le-a identificat. Și prima dintre ele era autocompătimirea. În versetul 4, apostolul spune, mi-aduc aminte de lacrimile tale. Apostolul Pavel vede acest tânăr slujitor că se autocompătimea, că era timid, era frustrat și era descurajat, nu avea îndrăzneală, nu se vedea suficient de competent pentru lucrarea chemării lui Dumnezeu și se autocompătimea și în ciuda dificultăților pastorale din Efes, Timotei a fost rugat de Pavel să rămână acolo, să continue să slujească, să nu-și mai plângă de milă, să nu-și mai lingă rănile, iertați-mi expresia, și să nu încerce să îi placă ce face și să facă ceea ce îi place. Apoi, a doua slăbiciune pe care apostolul o remarcă în viața acestui bărbat este, o găsim în versetul 6 și este delăsarea. Pavel spune, ți-aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine. Timotei era genul de slujitor care avea nevoie de încurajare și motivare din exterior. Era un tip timid, era un tip introvertit, foarte sensibil și apostolul îl încurajează spunându-i, trebuie să ai pasiune, trebuie să te consacri, trebuie să ai îndrăzneală, trebuie să crezi în Dumnezeu pentru că El te va ajuta. În versetul 7, apostolul demască cea de-a treia slăbiciune a lui Timotei și îi spune, tu ești un om timid, însă nu uita, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere. Pavel știa că prin natura sa Timotei este introvertit, fără prea mult entuziasm, de aceea îl încurajează să fie plin de entuziasm, să fie bucuros cu privire la tot ceea ce face înaintea lui Dumnezeu. Rușinea este al patra slăbiciune pe care Pavel o remarcă. Spune el să nu-ți fie rușine nici de Evanghelia lui Dumnezeu și nici de faptul că eu sunt închis pentru credință. Oamenii știu că nu sunt închis pentru fără de lege, ci sunt închis pentru credința mea în Dumnezeu. Și ultimul lucru pe care remarcă apostolul, așa cum spuneam în introducere, că a remarcat 5 dintre slăbiciunile lui Timotei, este neglijența. Apostolul îi spune, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credință și dragostea care este în Hristos să te păzească prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Apostolul remarcă faptul că acest tânăr bărbat are tendința să fie neglijent și îl îndeamnă cu privire la aceste lucruri și de asemenea îl cheamă să-și corecteze caracterul. În capitolul 2, apostolul intră într-un alt rol și îi vorbește de data asta într-o manieră practică. El îi vorbește lui Timotei despre complexitatea vieții spirituale prin prezentarea unor exemple practice, îi oferă niște exemple din cotidian și le pune în antiteză cu viața creștină, făcând o aplicație la aceasta.
De pildă, apostolul îi dă exemplu unui învățător și îi vorbește despre învățătura spirituală, îi dă exemplu unui soldat și îi vorbește despre soldatul lui Hristos, îi dă exemplu unui sportiv și îi vorbește despre perseverența și disciplina pe care trebuie să o aibă un slujitor al lui Dumnezeu, îi vorbește despre agricultor și de asemenea face aplicația la viața creștină și aduce aminte că asemenea unui agricultor, un slujitor al lui Dumnezeu trebuie să aibă speranță că ceea ce el face va fi binecuvântat de Dumnezeu. Nu uitați că un agricultor muncește primăvara și culege rodul de-abia toamna. Între primăvara și toamnă el are nevoie de speranță că Dumnezeu va da ploaie și soare și sămânța pusă în pământ la toamnă va produce rod. Ei bine, dacă luăm puțin pe rând aceste exemple, primul pe care îl oferă Pavel este exemplul învățătorului și el spune: copilul meu, întărește-te în harul care este în Iisus și ce ai auzit de la mine când eu te-am învățat pe tine, predă și tu altora și cerele acelor altora la rândul lor și ei să învețe pe alții. Iată dar că credința în Iisus nu este ignorantă, ea se bazează pe învățătură. Se zice că oamenii credincioși urăsc știința și nu folosesc știința, dar evident lucrul acesta nu este adevărat. Apoi abordează exemplul unui soldat și aici vorbește despre suferință și despre risc și îi spune: suferă împreună cu mine ca un bun ostaș. Îi aduce aminte că un ostaș dedicat nu se mai îngrijește de treburile casei pentru că el este plecat de acasă, el este pe front sau este în unitatea militară sau este la antrenament, la tragere, la instrucție și spune: niciun ostaș nu se mai încurcă cu treburile vieții, el este consacrat serviciului militar. E bine, aici este vorba despre consacrare. Este vorba despre suferință, este vorba despre risc. Toate lucrurile acestea sunt prezente în viața spirituală și în lucrarea creștină. Al treilea exemplu este exemplul sportivului. Aici Pavel pune în evidență perseverența și disciplina. Și spune lui Timotei, făcând referire la jocurile olimpice din Grecia, că acolo au început jocurile olimpice în Grecia, cine se luptă la jocuri nu câștigă premiul dacă nu s-a luptat după rânduieli. Viața spirituală are rânduieli. Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii. Nu există haos, nici nu mergem după ureche sau după ce simțim, ci după legile și poruncile lui Dumnezeu. Pavel continuă și îi spune: cine se luptă la jocuri, se supune la înfrânare. Viața creștină presupune multă înfrânare. Numai în felul acesta ne putem detașa de păcat. Pentru că această carne și a credincioșilor și a necredincioșilor, prin instinctele ei primare, cere să fie satisfăcută prin alcool, prin violență, prin minciună, furt, prin gestionarea greșită a sexualității, curvie, pornografie și tot felul de alte mizerii de genul acesta. Și atunci Pavel introduce elementul înfrânării, adică capacitatea pe care un om o are să se lase de alcool, să se lase de desfrânare și de orice stare de păcătoșenie din viața lui. Apoi vorbește despre agricultor, așa cum remarcam puțin mai devreme, și aici pune în evidență încrederea și speranța. Pavel îi spune: plugarul trebuie să muncească înainte să strângă roadele. Prima oară nu sunt banii, ci este munca. Prima oară nu sunt premiile, ci este școala. Prima oară nu este locul 1, ci este munca. E bine, plugarul trebuie să muncească înainte să strângă roadele. Pavel îi spune lui Timotei: nu te aștepta să vezi roade de la început. Oamenii nu se convertesc ușor, oamenii nu renunță ușor la păcatele lor, oamenii nu cred ușor în Dumnezeu, oamenii nu întorc spatele lumii ușor, oamenii nu se angajează ușor, nu se dedică lui Dumnezeu ușor. Trebuie să ai răbdare, nu forța, nu împinge, pentru că se rupe. Apoi, penultimul exemplu pe care Pavel îl dă este exemplul lucrătorului echilibrat și încercat. Și îi spune lui Timotei: omule, tinere, încearcă să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om trecut prin viață, ca un om încercat, ca un om cu experiență, ca un om care nu este rușine de ce este și de ce face. Nu mai imaginați-vă că aici se referă la reputație, la imaginea pe care el o avea în mijlocul oamenilor care îl cunoșteau. E ușor să te dai mare în mijlocul străinilor, dar în locul unde trăiești, oamenii te cunosc. Apoi Pavel îi mai vorbește despre un vas de cinste și îi spune: într-o casă sunt vase de aur, de argint, de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de rușine. Dacă cineva e un om al lui Dumnezeu, nu poate fi un vas de rușine, ci dimpotrivă, trebuie să fie un vas curat, folositor Domnului și oamenilor din jurul lui.
Și încheie cu exemplu robului, unde vorbește despre modestie și umilință. Și îi spune, robului Dumnezeu nu trebuie să se certe, el trebuie să fie blând. El trebuie să aibă capacitatea și disponibilitatea să învețe pe oameni, să fie îngăduitor și răbdător. El nu trebuie să se certe și nu trebuie să fie agresiv, arogant, mândru și sub o notă de superioritate în atitudine. Apoi Apostolul Pavel merge la capitolul 3 și aici abordează un apel profetic. În acest capitol, inspirat de Duhul Sfânt, Pavel anticipează dificultățile cu care se vor confrunta în slujirea pastorală și el îi spune lui Timotei, să știi că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii nu vor mai iubi, vor abandona dragostea, vor fi plini de mândrie, de aroganță, vor fi lăudăroși, furăcioși, bandiți, stâlhari, destrăbălați. Dacă ne uităm în lumea în care trăim, observăm că se sexualizează, se erotizează. Singurul lucru care mai este important este să avem, să ne manifestăm sexualitatea în raport cu oricine. În Biblie, sexualitatea trebuie manifestată doar în familie. Un singur bărbat și o singură femeie sub legământul căsătoriei. Dar astăzi asistăm la o devalorizare a acestei valori creștine și pur și simplu la o confiscare a familiei. Și astăzi există libertăți care vorbesc despre lipsa de gestionare a căsătoriei. Nu am intenția să intru în aceste detalii pentru că realitatea este cea mai bună predică, nu-i nevoie de explicațiile mele. Însă Apostolul Pavel îi vorbește despre destrăbălarea care este în lume și el îi spune tu să fii un om care trăiește în abstinență, un om echilibrat, un om care își controlează viața, un om care nu este împins de instinctele primare, ci este un om care își respectă valorile pe care le are, un om echilibrat, un om care se poate abține de la lucrurile păcătoase, de la lucrurile care îl dezonorează pe el și pe Dumnezeul lui. Și apoi Apostolul încheie cu ultimul capitol al celei de-a doua scrisori, făcând o adresare personală. Acest capitol este cel mai încărcat emoțional și el vorbește despre Pavel mai mult decât despre Timotei. Apostolul scrie considerând cele două alternative cu privire la viitor. Pe de o parte spera că Timotei va ajunge și el să continue lucrarea creștină, pe de altă parte ia în calcul și posibilitatea ca această scrisoare să fie ultima, pentru că persecuția bătea la ușa tuturor creștinilor. În acest capitol, Pavel îi dă lui Timotei câteva porunci. Privește în cuvântul lui Dumnezeu și împlinește-ți bine slujba. Lucrul acesta era important pentru Pavel. Observați că aici Pavel îi spune, te rog fierbinte, predică cuvântul, stăruiește asupra lui, fii treaz, adică fii conștient de ce se întâmplă în jurul tău, nu fii naiv. Din perspectiva lui Pavel, predicarea trebuia să conțină câteva elemente. Învățătura, mustrarea și îndemnarea. O astfel de predicare nu va fi populară, nu e plină de glume, de fan, nu este circ. Circul se ține în altă parte, nu în biserică. Cerul nu va fi plin de circ, ci va fi plin de bucurie și de fericire. O predicare nu va fi populară atunci când lipsește circul, glumele. Oamenii caută distracția întotdeauna și uneori vin la biserică cu scopul să se distreze, dar biserica nu e un loc pentru distracție, ci pentru pocăință, pentru iertarea păcatelor. Acolo oamenii vin în calitate de vinovați pentru că au păcătuit și vin să-și ceară iertare de la Dumnezeu. Când își cer iertare de la un om, nu merezând și nici glumind și distrându-te, pentru că omul acela se va supăra și mai tare. Atunci când îți ceri iertare, această tristețe, dezamăgire, această părere de rău, această dorință de a fi iertat se vede pe față, în gesturi, în voce. Când venim înaintea lui Dumnezeu, nu venim glumind și nici distrându-ne, pentru că înaintea lui Dumnezeu nu mergem ca să ne jucăm. Joaca are locul ei și timpul ei, dar când mergem înaintea lui Dumnezeu, tratăm lucrurile cu responsabilitate și cu seriozitate. De aceea, Apostolul Pavel încearcă să-l învețe pe acest tânăr bărbat care este diferența între lume și biserică, între cer și pământ, între iad și rai. Apoi Apostolul îi spune, privește la exemplul meu, bărbate. Împlinește-ți bine slujba, uite-te la mine, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Am remarcat puțin mai devreme care era interpretarea acestei afirmații. Și el spune, eu m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea și am păzit credința, drept pentru care mă așteaptă acum cununa neprihănirii, pe care în ziua premierii Domnul mi-o va da. Când oamenii ajung în fața morții, pot avea una dintre cele câteva atitudini posibile. Îngrozirea, a intrat groaza
în ei. Această expresie a Scripturii se repetă în multe situații. Resemnarea, te resemnezi pentru că viața e scurtă, pentru că la bătrânețe apare neputința, apar bolile, perspectiva morții îngrozește și te resemnezi, îți pierzi entuziasmul, bucuria și sunt mulți oameni care mor înainte să moară. Să știți că vârsta nu este doar o vârstă, este și o stare. Poți să îmbătrânești de tânăr, pierzându-ți bucuria de a trăi. Sau poți să fii bătrân și să te bucuri de fiecare clipă, indiferent dacă șchioapeți, dacă ai nevoie de un baston sau de cineva să te ajute. Noi nu suntem bucuroși doar când suntem tineri și sănătoși. Ar fi o viață prea urâtă. Noi ne bucurăm de fiecare clipă. Ne bucurăm de absolut fiecare clipă. Viața e plină de necazuri, e plină de suferințe, e plină de limite. Suntem înconjurați de tot felul de oameni, unii dintre ei ne fac rău, cei mai mulți nu vor, nu sunt rău intenționați. Noi înșine ne facem rău altora, de asemenea, de cele mai multe ori sau întotdeauna chiar, fără intenție. Nu trebuie să fim așa simandicoși și să căutăm doar nota 10, deși ar fi ideală, dar nu e reală. Extremele sunt idealismul și fatalismul. Idealismul e, totul e bine, fatalismul e, murim. Trebuie să fim realiști, ne bucurăm de bine și încercăm să fim echilibrați și când ne merge rău, cu speranța că mâine lucrurile se vor schimba. Trebuie să ne controlăm, nu trebuie să lăsăm tot felul de împrejurări sau de încercări sau de situații, oameni care ne fac rău, ei să hotărască cum ne simțim noi astăzi. Permiteți-mi să vă spun o scurtă întâmplare care în tinerețe mi-a schimbat viața într-o mare măsură. Am citit că un cuplu de oameni foarte în vârstă își trăiau cu bucurie ultimile zile și s-a întâmplat că într-o zi bătrâna a murit. Ei aveau o casă și bătrânul a vândut casa și a hotărât să meargă la nursing home. Adică la o casă unde sunt îngrijiți bătrânii, la azil. Era o casă, un azil unde era particular și nu statul plătea, ci omul plătea pentru ca să fie îngrijit de calitate. Bătrânul s-a dus acolo, avea banii pe care i-a luat după casă și a sperat să aibă acolo o bătrânețe fericită. Lângă casa lui, undeva în zonă, în area lui, s-a construit un nursing home, un azil nou și a mers acolo, l-a așteptat managera în hall și femeia aceasta care își făcea bine meseria, conducându-l spre camera unde urma să-și petreacă restul vieții, i-a spus că este o casă de bătrân nou, personalul este calificat, amabil, e un loc curat și toate sunt faine aici, o să aibă o viață frumoasă. Dar când a fost aproape să ajungă aproape de cameră, i-a spus și celelalte lucruri și i-a zis, totuși, aici nu vei fi chiar ca acasă. În fața camerei e o clădire foarte aproape și o să-ți ia imaginea, view-ul. O să fii totuși singur, camera ta nu e foarte mare și bătrânul a spus, fii liniștită, îmi place foarte mult camera. Femeia a fost un pic șocată, s-a oprit și l-a întrebat, dar cum îți place camera, ai mai fost vreodată în camera asta? Și el a spus nu, dar atunci cum știi că îți place o cameră pe care nici măcar n-ai văzut-o? Și bătrânul a spus, stimată doamnă, tu ești o femeie tânără și foarte probabil că nu o să înțelegi ce vreau să spun, dar totuși din respect am să-ți răspund, când eram la vârsta ta, mai multe crize prin care am trecut m-au adus într-o stare de resemnare și de frustrare și mi-am dat seama că viața pe care o trăiesc nu e viața pe care vreau să o trăiesc. Și atunci am fost împins într-o stare de dezamăgire de mine, de propria mea viață și am avut alternativa să trăiesc restul vieții împins de împrejurări, purtat ca o frunză de colo până acolo și fiecare om și împrejurare să hotărească cum mă simt eu, sau pur și simplu să-mi controlez viața și să mă bucur de ea. Și am ales a doua variantă. Și uite ce s-a întâmplat. Am ajuns într-o intersecție mergând spre serviciu, conducând propriul meu automobil și acolo, pentru o mică neînțelegere în trafic, m-am luat la ceartă cu un șofer care m-a acuzat pe nedrept și era aproape să ne încăierăm, să ne luăm la bătaie. Toată ziua am fost bulversat. În următoarea zi, când era să plec de acasă, fiica mea a vărsat laptele cu cereale pe pantalonii mei și m-am supărat, m-am deranjat și toată ziua am fost dat peste cap. A treia zi am avut o discuție cu soția care a degenerat într-o ceartă și toată ziua am fost așa pierdut.
Apoi și-a mai spus el câteva experiențe de genul ăsta și el a spus, mi-am dat dintr-o dată seama că asta e viața pe care nu vreau să o trăiesc. În fiecare zi e cineva care mă supără, în fiecare zi se întâmplă ceva ce mi-a pacea. Eu pur și simplu în fiecare zi sunt bulversat, supărat, dezamăgit, frustrat și am zis, tot timpul alții hotărăsc cum mă simt, eu nu eu. Și atunci am hotărât să nu mai permit nimănui să îmi strice ziua. Dacă plouă, nu voi fi dezamăgit. Mă voi bucura de ploaie. O să găsesc activități care îmi permit să mă bucur și în ziua aceea și nu mă voi concentra așa de mult asupra ploii, ci asupra altor lucruri din ziua aceea în care plouă, care mă vor ajuta să-mi păstrez un tonus sufletesc echilibrat și să mă bucur de ziua aceea. E ziua mea, n-am de gând să fie pentru nimeni. Apoi, dacă cineva mă va acuza de un lucru, o să încerc să-i aduc un argument sau două, să-mi cer iertare dacă e nevoie, dar nu o să-i permit acelui om să-mi strice viața, nu o să mă concentrez pe treaba aia și o să încerc să mă retrag elegant, discret, cu maturitate și echilibru și pur și simplu o să-mi păstrez echilibru în ziua respectivă. Dacă se va întâmpla soția, fiica, membrii familiei sau altcineva să intre în conflict cu mine, să mă dezamăgească sau să-mi producă în mod neintenționat un rău, atunci o să înțeleg că oamenii greșesc după cum și eu greșesc. O să spun în mintea mea, oamenii greșesc, oamenii sunt diferiți uneori și în felul acesta o să am o explicație, o circumstanță atenuantă și o să justific într-un fel toate lucrurile negative în care sunt implicat și în felul ăsta nu o să-mi pierd pacea și liniștea sufletească. Și spunea el, stimată doamnă, nu e așa de important cum e camera în care intru. Important este cum o văd eu. Important e cum mă raportez eu la ea. Eu intru în camera aia și o să-mi placă. Eu o să mă bucur de ultimii mei ani, luni, săptămâni sau zile, indiferent cum va fi camera aceea. Pentru că nu o voi privi de pe o poziție care se așteaptă să stea la conacul lui Bibescu. Nu voi veni cu pretenții simandicoase și o să fiu, eu sunt un om modest, voi privi lucrurile cu modestia mea, voi fi mulțumit indiferent ce se întâmplă și în felul ăsta voi trăi satisfăcut și bucuros ultimile zile. Stimați prieteni, de multe ori avem așteptări prea înalte și pentru că ele nu se împlinesc, suntem dezamăgiți. Și această dezamăgire ne fură bucuria. Și puținul bine pe care îl avem nu se mai vede datorită dezamăgirii care ne cuprinde mintea și mai ales afectivitatea. Nu vă faceți așteptări înalte când ele se sprijinesc și depind de alții. Faceți-vă așteptări care depind de dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră sunteți singura persoană pe care o puteți controla, dar nu puteți controla nici timpul, nici vremea, nu puteți controla nici atitudinea oamenilor, nu puteți controla nici pe soție, nici pe fetițe, nici cerealele, nici laptele, nici șoferii de la intersecție. Singura persoană pe care o pot controla sunt eu. De aceea nu să las pe nimeni, prin neatenția lor, prin răutatea lor, prin nervii lor, prin cerealele și laptele lor, să-mi întristeze o zi. Și așa trăiesc puțin. De ce trebuie în fiecare zi să trăiesc amărât? Pentru că eu am așteptări ca nimeni să nu mă supere. Nu, mă aștept ca toată lumea să mă supere, iar dacă cineva mă va supera, nu va face decât să-mi confirme că am dreptate. Gândiți-vă la această mentalitate, o mentalitate de pozitivitate. E o mentalitate în care tu hotărăști dacă te superi sau nu, indiferent ce fac alții și indiferent dacă plouă sau nu. În sfârșit, să nu insist prea tare asupra acestei idei, Apostolul Pavel ajunge să-i vorbească despre perspectiva morții și el îi spune următorul lucru. Dragul meu, eu o să mor, dar vreau să spun că sunt bucuros de viața pe care am avut-o. Sunt bucuros de faptul că l-am cunoscut pe Dumnezeu și știu că o să merg în cer. Dacă mai trăiesc încă 10 ani, mă bucur, dar dacă mor acum, de asemenea, mă bucur. Sunt conștient că într-o zi trebuie să mor. E adevărat că mai vreau o zi, dar oricât voi trăi, mai vreau o zi. Eu cred în providența lui Dumnezeu, știu că El mă iubește și știu că El îmi vrea binele. Și dacă El a hotărât ca eu să mor acum, eu nu mă pot împotrivi Lui. Viața mea e în mâna Lui, nu e în mâna mea. Ce rost are să plec frustrat, amărât, luptându-mă cu Dumnezeu pentru încă o oră sau pentru încă o zi? Dacă mai mi-o dă, o trăiesc cu bucurie. Dar dacă nu mai mi-o dă, eu accept că El e stăpânul, El face regulile jocului, zilele mele sunt în mâna Lui și când El spune stop, eu mă opresc. Am trăit fericit și vreau să mor fericit. Am trăit bazându-mi viața pe încrederea că Dumnezeu mă iubește și că El vrea binele și vreau să mor
păstrându-mi în brațe și în suflet această convingere. Nu vreau să-L acuz pe Dumnezeu că am murit prea devreme. Nu vreau să fiu frustrat că n-am mai trăit încă o zi. Am avut o grămadă de zile și pe unele sau pe cele mai multe le-am pierdut. De aceea El spune, eu sunt gata. Eu sunt gata. Asta este o stare sănătoasă, spirituală, prezentă, bună. Omul acesta a avut un suflet împăcat. A avut un suflet liniștit. El a fost mulțumit cu ce s-a întâmplat în viața lui. A fost mulțumit cu viața pe care a trăit-o. Și el spune, eu am o stare a sufletului liniștită. Sunt în pace. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru zilele pe care le-am trăit. Sunt o ființă temporară pe pământ. Sunt un om trecător. Sunt făcut din țărână. Sunt fragil. Sunt vulnerabil. Am fost odată copil. A trecut. Vremea aceea trebuia să mă bucur de ea. Am fost tânăr. A trecut. Trebuia să mă bucur de tinerețe. Am fost adult, apoi bătrân. Dacă n-am trăit vremea aceea atunci, ce rost are să o regret acum? Vreau să mor în păcat și să mă duc la Dumnezeu. Apoi el spune, dovedind faptul că ai un trecut rezolvat, am sfârșit alergarea cu bine. Observați, omul acesta a trăit în așa fel, încât n-a regretat nimic la sfârșit. Cei mai mulți oameni pe patul morții regretă că nu s-au pocăit, temându-se că există Dumnezeu și merg în iad. Apropo, stimați prieteni, dacă sunt oameni care nu cred în Dumnezeu și Dumnezeu totuși există și ei mor unde merg în afară de iad? Vedeți, avem o viață la dispoziție ca să ne gândim la lucrurile astea. E ușor să ne gândim la Charles Darwin, care vorbind despre originea speciilor, a zis că noi venim de nicăieri și apoi trece prin toate fazele, una dintre ele numindu-se maimuță. E adevărat că lucrul acesta nu poate fi observat, că adevărata știință se bazează pe observații, nu pe presupuneri și pe ipoteze. Dar scopul meu nu este acesta și nici nu vreau să vorbesc neapărat împotriva evoluției, pentru că evoluția are și ea rostul ei. Însă ceea ce vreau să vă spun, că omul acesta a trăit o viață care pe patul morții s-a dovedit a fi o viață bine aleasă și o viață cu valori adevărate. Și apoi vorbește de viitor. Știți ce spune el? Nu mă așteaptă viermii, nu mă așteaptă groapa, nu mă așteaptă sicriul. El spune, mă așteaptă cunună. Dar cunună pentru ce? Pentru că l-am servit pe Dumnezeu în anii vieții mele. Pentru că i-am fost credincios. Pentru că am fost loial. Pentru că mi-am respectat tovarășul de viață. Pentru că i-am respectat pe oamenii din jurul meu. Pentru că mi-am asumat responsabilitatea față de soție, față de soț, față de copii și față de părinți. Pentru că am fost un vecin și am fost un om cu o mare, am fost un vecin de treabă. Pentru că l-am respectat pe Dumnezeu și crezând în Dumnezeu, lucrul ăsta s-a văzut în faptele mele, în valorile mele, în felul în care am trăit. Mă așteaptă cununa, mă așteaptă premiul. Numai pe un elev foarte responsabil îl așteaptă bucuria la sfârșitul anului, adică premiul, adică promovarea. Stimați prieteni, care e calitatea vieții noastre? Aceasta va fi și calitatea morții noastre. Pavel spune, pe mine mă așteaptă premiul. Ce ne așteaptă pe noi după ce murim? Raiul sau iadul? E ușor în viața aceasta să filozofăm, să ne dăm cu părerea, Dumnezeu nu există, dar de unde știi că nu există? L-ai căutat peste tot în cosmos și nu există? Gagarin când s-a întors a spus că nu l-a întâlnit pe Dumnezeu. Gagarin, l-ai căutat pe Dumnezeu în tot cosmosul și nu l-ai găsit pe Dumnezeu? Care sunt argumentele că nu există Dumnezeu? Oamenii care nu cred în Dumnezeu te întreabă, dovedește-mi că există, dar dragul meu, lasă-mă și pe mine să te întreb, dovedește-mi că nu există. Stimați prieteni, va veni o vreme când și noi, la fel ca și Pavel, vom spune, sunt gata. Adică, trebuie să plec. Moartea a venit și n-am încotro. Unde vom merge atunci? Aceasta este scrisoarea pe care Pavel o scrie lui Timotei. Ce scrie Timotei în ultima scrisoare, ce scrie Pavel lui Timotei în ultima scrisoare, îi scrie următorul lucru. Trăiește în așa fel încât să nu regreți atunci când mori. Vorbește în așa fel încât să nu regreți atunci când mori. Respectă și iartă în așa fel încât să nu regreți atunci când mori. Servește-L pe Dumnezeu că doar El mai rămâne după ce mori. Pregătește-te pentru cer, fiindcă acolo e singurul loc unde vei vrea să ajungi atunci când mori. Fii om, pentru că dacă ești om, Dumnezeu va fi Dumnezeu. Fii credincios lui Dumnezeu, bazează-te pe promisiunile Lui, fiindcă e singura persoană în care te poți încrede. Ei bine, acestea sunt lucrurile pe care Pavel le-a scris în ultima scrisoare.
Și spune lui Timotei, tu dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos. El îi spune, sacrifică-te ca un soldat, antrenează-te ca un sportiv, muncește ca un agricultor, maturizează-te ca un lucrător, curățește-te ca un vas în care se ține mâncarea, smerește-te ca un rob al tuturor și pregătește-te bucurându-te de fiecare clipă că într-o zi vei ajunge la ultima. Atunci trebuie să fii împăcat, mulțumit și bucuros cu privire la tot ce ai făcut în viața ta. Ce valoros a fost mesajul acestei scrisori, nu doar pentru Timotei, ci și pentru noi. Stimați prieteni, vă rog, asumați-vă această scrisoare a lui Pavel. Asumați-vă personal, așa cum și-a asumat-o Timotei. Și pregătiți-vă și dumneavoastră să trăiți o viață lungă, dar oricât de lungă ar fi, să nu uitați că singurul eveniment de care putem fi siguri cu toată certitudinea este faptul că într-o zi vom muri. Moartea este previzibilă. De aceea vă rog, trăiți în așa fel încât să puteți muri frumos. Vă invit să vă ridicați, dacă sunteți într-un loc unde vă puteți ridica, și prin rugăciunea aceasta de încheiere să stăm cu Dumnezeu de vorbă, să ne cerem iertare dacă sunt lucruri pentru care trebuie să ne cerem iertare, să luăm angajamente dacă credem că trebuie să ne luăm angajamente și să ne pregătim să trăim frumos și la vremea hotărâtă să murim frumos. Pentru că cine trăiește și moare frumos va continua să trăiască frumos și veșnic. Tată Ceresc, îți mulțumim din inimă pentru momentele acestea pe care le-am consacrat părtășiei cu tine și cu alții ca noi. Îți mulțumim că ți-ai deschis inima și din ea a curs izvor pentru noi, un izvor curat și limpede. Îți mulțumim că ne-ai vorbit, Doamne, și te-ai adresat sufletului nostru. Îți mulțumim că ne înveți, că ne mângâi. Îți mulțumim că ești Dumnezeul nostru. Te binecuvântăm pe tine pentru toate lucrurile. Ne închinăm în fața ta și îți cerem grație, îți cerem favoare, îți cerem milă și îndurare. Dă-ne putere prin Duhul Sfânt să te putem urma cu credincioșie și loialitate. Ajută-ne să devenim responsabili de lucrurile pe care ne le-ai încredințat. Ajută-ne, Doamne, să ne iubim pe cei din casa noastră și pe cei din afara casei noastre. Ajută-ne să nu fim răi cu cei care sunt răi cu noi. Ajută-ne să nu urâm pe cei care ne urăsc și ajută-ne să iubim pe toți oamenii așa cum Tu ne-ai iubit când noi Te-am urât. Dă-ne putere prin Duhul Tău, Doamne, să fim oameni și să fim niște oameni credincioși. Dă-ne har, Doamne, să ne bazăm pe Tine și să ne pregătim pentru viață, dar și pentru moarte. Pentru că cine face aceasta va avea parte de o viață veșnică. Îți mulțumim pentru toate lucrurile, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim că vei ierta păcatele și vei vindeca bolile celor care sunt păcătoși sau bolnavi. Numele Tău să fie cinstit, Tată. Amin.